cu expoziție la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, la sala Florin Isuf. Ce părere ai despre această expoziție? Sunt foarte încântată să particip la acest gen de expoziții, pentru că mi se pare foarte important să facem această punte între ce s-a făcut înaintea noastră, între copiii noștri, chiar și între noi, pentru că și noi învățăm cu astfel de ocazii foarte multe lucruri despre tradițiile noastre, despre costumul popular tradițional. Nu sunt un specialist în costumul tradițional, dar ca artist vizual pot să spun că întotdeauna, dar absolut întotdeauna, costumele tradiționale românești au fost adevărate regaluri, dacă vrei, regaluri de culoare, de eleganță, în primul rând, pentru că avem și costume tradiționale care au avut o paletă coloristică foarte redusă, poate chiar redusă doar la alb și negru, dar simbolurile de pe ele și modalitățile de decorare a acestor costume, la fel ca și toate celelalte obiecte pe care oamenii le aveau în gospodărie și pe care le decorau. Toate aceste lucruri sunt de un bun gust și de o eleganță extraordinară, care, repet, pe mine, ca artist vizual, mă inspiră de foarte multe ori. Reprezintă genul de eleganță pe care poate că și noi ar trebui să o țintim în hainele pe care le purtăm noi astăzi. Reprezintă și simplitate, dar și sofisticare în același timp, pentru că doar oamenii cu adevărat sofisticați reușeau de fapt să păstreze această linie simplă și de asta sunt și costume tradiționale care de-a lungul istoriei țării noastre au fost preluate, inclusiv de capete încoronate, care aveau o cultură foarte bogată și care au preferat de multe ori să renunțe la, nu știu, hainele și rochile făcute cine știe unde, în cine știe ce atelier foarte importante, pentru a îmbrăca costumul tradițional, care, din nou, reprezintă, de fapt, această eleganță și simplitate de care doar femeile românce erau capabile. Mersi mult de tot! Să ne spuneți mai multe amănunte despre expoziția de astăzi. Practic este un preambul a ceea ce se va întâmpla la Peștișani sâmbătă, când este, așa cum știm cu toții, ziua ei, o sărbătoare de altfel extrem de importantă pentru toți românii, nu numai din țară, ci și de pretutindeni. Iată că noi, la Centrul de Creație, o luăm puțin înainte și facem împreună cu această instituție și ansamblul Doina Gorjului o expoziție la care invităm pe toți cei care doresc să vadă frumosul, tradiționalul aici și la dumnealor în oraș. Sunt, așa cum se vede, o serie de costume populare gorjenești, de ei, toate autentice. Acesta este lucrul pe care vrem să-l subliniem pentru telespectatorii noștri. Sunt unele dintre ele de peste un veac, fac parte din depozitele de valori tradiționale ale ansamblului Doina Gorjului. Iată de ce noi ținem foarte mult la ele și dorim să le oferim și gorjenilor să le vadă. Îi invităm pe telespectatorii TV Sud și nu numai pe toți gorjenii care au posibilitatea să vadă această expoziție la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, sala Florin Isuf, IA Românească. Adăugăm și invitația de a participa la activitățile ce se vor organiza de Consiliul Județean, de celelalte instituții de cultură din subordinea sa și Consiliul și Primăria localității Peștișani, acolo unde s-a născut Marele Constantin Brâncuș. Mulțumim mult! Păi este un eveniment expozițional deosebit. IA Gorjenească, la mine la Bădăliști se spunea ciupac. Ciupac cu sud, cu fluturi sau numai cu arnici sau cu cătrițe de tortișor. Ce să vă zic despre această expoziție, că este deosebit de frumoasă. Domnul Dădeleu a știut ce a făcut, a selecționat ei foarte frumoase. Da, a ales câteva ei foarte interesante, da. Câteva modele foarte vechi din colecția ansamblului artistic profesionist Doina Gorjului. Curatorul expoziției este domnul Teodor Dădeleu. Așa, despre ei, din câte știu eu, prima dată a fost făcută din cândva.
Și femeile, mai ales acum, în perioada de vară, cam dormeau afară, cam dezbrăcate, așa, cam lejere, iar dimineața, când luau cămașa pe ele, bineînțeles că nu se simțeau prea bine, dar le trezeau pentru muncă. Așa. După aceea a fost făcută ea din piele de in. Ca să nu uite la mine, la Bănăriști, fiecare om avea ogorul lui de cânepă. Pe mine mama mă punea ca să păzesc cânepa, dar plecam cu alți băieți după pui de bărăbete și lăsam în voia Domnului o să desfacă treaba. Vedeam mama după ce creștea cânepa că n-am văzut-o cum trebuie. Să revenim. Deci, după cânepă, femeia țărancă din Oltenia sau și din toată țara a făcut ea din in. Da. Firele de in fiind mult mai mai moale când punea femeia cămașa pe corp. Era mai confortabilă, așa, mai confortabilă, fina. Da. Dar, ca să zic așa, cu o durere de umor, când ploua, ploile de vară, ele, cămașa de in se uda și se mula pe corp și atunci se vedeau formele. Și bărbații, bineînțeles, că treceau cu ochii la forma corpului. Ce să vă mai spun eu despre ea, așa, că iar la fel când puneau cânepa, tot la fel își legau cămașa ea cu un șnur care tot la fel frumos împletit și colorat, care iar la fel atrăgea ochii bărbaților care săpeau acele ghiste de cuie pe cânepă. Și încă un lucru foarte interesant, că la piept femeile purtau un șnur ca să-și închidă sau să-și desfacă. Deci lucruri interesante. Despre ei e un lucru foarte, foarte frumos și vă spun că eu pentru anul viitor, acum o să vă dau și eu să vă ofer înapoi, pentru anul viitor vreau ca să, sau poate chiar mai devreme, vreau să fac un eveniment despre Batista. Batista care e la fel un lucru indispensabil, foarte interesant, la care îl purta femeia la brâu, bărbatul la fel, sau când... De fapt, Batista însoțește omul de la naștere, când îi taie copilul mortul și îl pune într-o batistă și păstrează, până la moarte, când îl pune la acel pom, braț sau mesteac, în... Dar cum de asta, la fel, ca să vorbim de dragoste, se dea Batista la drăgobete, se dea Batista la... de mărțișor, se da Batista acum de sânziene sau când plecau feciori în armată ca un simbol al dragostei, să îi poartă un loc și așa mai departe. Simbolurile care sunt acestea, simbolurile tradiționale, sunt simbolurile, da, păi este steaua, da? Este spicul de grâu, ce mai este, creanga de brad, adică bradul stare, creanga de brad, floarea de numărta, iarăși aceste înșarpele, în sfârșit, valul apei, sunt multe simboluri pe care femeia, deși nu avea carte, ea le-a pus cu tot dragul și mintea ei, așa de iute, de creator al frumosului, le-a pus
În concluzie, invităm pe telespectatori să vadă această expoziție. Da, au ce vedea. Au ce vedea. Au ce vedea, sigur. Dar și felicitări dumneavoastră și cei oameni de Peluci care ați organizat acest lucru. Și, nu știu, pentru mine, deci aceste sărbători, Drăgobetul, Sărbătoarea Dragostei, Mărțișorul, Sfințenile și spre toamnă este când se dezleagă curățenilor aceste patru evenimente, să puntați cu acestea populare, de meșterii populare și de mulțumim, domnule. Și noi, dar și eu vă mulțumesc de tot.